această seară mi-am intitulat mesajul Domnul este steagul meu și aș vrea să vedem când este Dumnezeu steagul nostru sau când putem spune Dumnezeu este steagul meu. Observați, a existat un moment în viața lui Moise când a văzut o minune a lui Dumnezeu. În extazul, în minunea aceasta pe care el a văzut-o de la Dumnezeu, în final a putut să rostească la fel ca și profeții de altă dată care au văzut minunile lui Dumnezeu, niște cuvinte care cred că veneau de la Dumnezeu. De fapt ce s-a întâmplat? Haideți puțin să facem un, o scurtă incursiune istorică. Poporul lui Israel ieșise din Egipt, au văzut o mulțime de minuni. Una dintre minunile pe care le-a văzut au fost trecerea prin Marea Roșie. A fost una dintre minunile pe care le-au văzut și evreii și egiptenii pentru ultima dată. Au ieșit din Marea Roșie și s-au îndreptat și se îndreptau spre Canaan. Aveau nevoie de apă în pustie, Dumnezeu a despicat stânca și le-a dat apă. Aveau nevoie de hrană, de pâine și de carne, pentru că s-au obișnuit să mănânce carne în Egipt, mai ales, vă amintiți, se cu poporul român, le plăceau sarmalele. Astfel că Dumnezeu, ca să le stâmpere acest dor, le-a trimis mană din cer, manhu, care însemna pâine din cer, și prepelițe, ca să le servească ca și masă, ca și carne. În sfârșit, n-au fost scutiți de dușmani. În drumul lor spre Canan, pretutindeni, au avut dușmani. Acești dușmani au dorit să îi distrugă, să le șteargă pomenirea de pe pământ. Însă Dumnezeu, așa cum i-a nimicit pe egipteni, i-a nimicit pe toți. Pentru că avea un plan cu acest popor, poporul lui Dumnezeu, Israel, ca să-l așeze într-o țară, după cum le-a promis, o țară unde curge lapte și miere. Iată de data, de data asta în fața unui obstacol, nu comparat cu Marea Roșie sau poate cu egiptenii, ci un popor, un popor care s-a împotrivit poporului Israel ca să treacă prin țara lor să le scurteze drumul spre Canaan. Este vorba de amaleciți. O perioadă, istoricii la aici au zis, Biblia nu are dreptate. N-au existat amaleciți. Niciodată n-au existat amaleciți. Însă, în urma unor descoperiri pe care le-au făcut în secolul XIX, au descoperit că au existat amaleciți. Și nu este singurul popor despre care istoricii laici spun că n-a existat, în timp ce Biblia spune că au existat. După descoperirile făcute și tehnologia modernă, au putut să descopere astăzi că, într-adevăr, acele popoare au existat. După cum uh, s-a întâmplat în vremea împăratului Ahaz, a unui împărat când, a lui Ezechia, când Dumnezeu este cel care a prelungit, vă amintiți de Iosua, de exemplu, că a prelungit a, ziua ca să aibă Iosua biruință și apoi Dumnezeu vorbește unui împărat și spune comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în ziua lui Iosua, așa se va întâmpla că vei vedea minunea lui Dumnezeu cu umbra, vă amintiți pe cadranul lui Ahaz, pe trepte apoi, ceea ce se va întâmpla. Într-adevăr, aceste lucruri, acum știința le descoperă că au existat zile lungi în istorie și Biblia are dreptate. Ce s-a întâmplat cu Amalek? Poporul lui Israel trebuia să meargă spre Canaan ca să li se scurteze drumul, să ajungă mai repede spre Canaan. A cerut aprobare împăratului Amaleciților să treacă prin țara lor. Împăratul lui Amalek s-a opus vehement și a spus niciodată nu o să treceți, ba mai mult, Menirea noastră este ca să vrem să vă nimicim, să nu mai auzim de voi. Am auzit de popoarele din jur pe care le-ați nimicit, ce a făcut Dumnezeul vostru, dar noi suntem invincibili. Pe noi nu o să ne biruiți. Astfel că Moise, pus în fața acestei dificultăți, imaginați-vă un popor care iese din Egipt fără arme militare. Ce au reușit să ia din Egipt, au reușit să ia lucruri de aur, vase. Vă amintiți că Dumnezeu uh, i-a spus lui Moise ce să transmită poporului, să meargă pe la vecin să ceară vase multe, nu puține, vase scumpe, vase de aur și până la urmă uh, într-un fel s-au îmbogățit ei, dar ce folos că n-au avut arme militare, n-au avut cu ei tunuri, tancuri, arcuri, săbii și așa mai departe. N-au putut să ia cu ei ci acestea l-au confecționat din mers cât au putut ei. Nu prea aveau o strategie militară ca să se bată cu aceste popoare care deja erau stabile, care aveau o strategie militară și astfel poporul lui Dumnezeu a avut multe dificultăți. Însă, marea minune că prin toate aceste lupte și în fața tuturor acestor dușmani vehemenți, categorici, care au vrut să-i distrugă, Dumnezeu le-a dat biruința acești dușmani s-au dus și poporul lui Dumnezeu a rămas. A văzut această minune Moise, de data aceasta Dumnezeu schimbă strategia, vă amintiți și veți vedea pe parcursul istoric al Bibliei citind, Că Dumnezeu are tot felul de strategii, mereu schimbă strategia în luptă. Niciodată nu luptă cu aceeași strategie. De aceea este minunat Dumnezeu că el lucrează într-un mod diversificat. Niciodată nu vindecă la fel, vindecă în moduri diferite. Dumnezeu știe cum să vindece. Noi nu trebuie să-i spunem lui Dumnezeu strategia cum să vindece, cum să mântuiască un om. Datoria noastră este să predicăm Evanghelia, datoria lui este să mântuiască acel suflet. Însă el știe cum. Strategia o alege el, nu noi. De aceea, de data aceasta, strategia este următoarea. Moise trebuia să se urce pe un deal împreună cu Aron și Hur și atâta trebuia să facă Moise ca Dumnezeu să dea biruința evreilor, să-și țină mâinile ridicate în sus. Ce strategie firească, lumească, e asta? Să se urce liderul pe un, pe un deal, să se uite la oștirea lui care poate fi măcelărită la poporul lui și doar să-și țină mâinile ridicate în sus. La un moment dat, spune Biblia, că au început Moise să vadă minunia și poporul la fel. Când mâinile lui Moise erau ridicate în sus, era mai tare Israel. Când mâinile lui Moise erau lăsate în jos, pentru că era obosit, era în vârstă, era mai tare Amalek. Și prin urmare, singura modalitate, singura biruință a poporului era doar asta. Ca Moise să-și țină mâinile ridicate în sus. Fiindcă Moise era un om în vârstă acum, și e greu pentru un tânăr. Încercați să țineți mâinile ridicate în sus pentru vreo 10 minute, nu acum în biserică, când sunteți acasă. Acum în biserică, vă rog să fiți atenți. Dar când uh, încercați, când sunteți acasă, când sunteți acasă să țineți mâinile ridicate în sus uh, 5 minute, nu mai mult. Și vedeți dacă veți putea ridica, ținea mâinile ridicate 5 minute. Dar o zi întreagă dar de dimineața și nu o zi întreagă, de dimineața, de la răsăritul soarelui și până la sfințitul lui. Încearcă să ții mâinile sus. Nu i-a fost lui Isus ușor pe cruce. Absolut deloc. I-a fost greu lui Moise, astfel că Aron și Hur, până la urmă și ei s-au obosit să țină mâinile lui Moise. Și spune Biblia că au luat o piatră, care au pus-o în fața lui Moise, Moise și-a așezat pe piatră, și acum, sigur, cu mâinile stând pe o piatră, e mult mai ușor. Astfel, poporul lui Israel a obținut biruința. Ce interesant lucrează Dumnezeu. Prin lucruri inimaginabile, Dumnezeu dă biruință. Când oamenii spun, este imposibil, nu se poate așa ceva. Dumnezeu spune, ba da, e posibil. Imaginați-vă o altă strategie de luptă lui Dumnezeu. Iosua ajunge în fața cetății Erihonului, o cetate mică. Avea zidurile de vreo 60 de metri înălțime. Avea zidurile late de vreo 17 metri, căptușite cu pietre. La baza acelor ziduri era un șanț adânc, umplut cu apă. Dacă te apropiai de ziduri, cei de pe ziduri aruncau foc și zmoală fierbinte pe cei care încercau să escaladeze zidul. Era imposibil să cucerești cetatea Erihonului. Și Dumnezeu a zis să o veți birui. Cum, Doamne, să o biruim? Cu ce să o biruim? Este o cetate puternică. Uită-te la zidurile ei înalte, uită-te la zidurile ei fortificate, puternic, pietruite. Sus, se spun, spun istoricii, că undeva sus, pe baza zidului, era un drum pe care se plimbau cu cai, cu cai cei care păzeau, păzitorii cetății. Vă dați seama că puteau să umblă cu șareta acolo sus pe zidurile cetății, să înconjoare cetatea ca să o păzească. Cum putem noi birui? Și Dumnezeu a zis, veți birui. Și care e strategia? Na, uitați ce strategie militară. Puneți preoții Domnului cu chivotul să meargă înainte și voi după el. Înconjurați cetatea șapte zile. Iar a șaptea zi sunt înconjurați de șapte ori cetatea. Și când veți auzi glasul strigați, atunci să strigați. Însă până atunci să nu scoateți un cuvânt. Știți minunea. Au înconjurat cetatea și până la urmă zidurile au fost împinse de o mână din interior spre exterior. Mare minunea lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să vorbim de minunile Domnului, de strategiile Lui, cum lucrează Dumnezeu, este interesant. Este interesant cum a lucrat în viața ta, cum a lucrat în viața mea. Și cum lucrează Dumnezeu este interesant. Iată de data aceasta, strategia a fost simplă, un singur om trebuia să țină mâinile ridicate și poporul lui Israel să obțină biruința. S-a întâmplat minunea, a obținut biruința și într-un final, obosit Moise, dar în același timp împlinit sufletește. Se uită înspre cer și rostește două cuvinte, care sunt numele care îl caracterizează pe Dumnezeu. Una din numele care îl caracterizează pe Dumnezeu. Jehova sau Iahveh Nisi. Domnul este steagul meu. Ce înseamnă asta? Când poate să spună cineva, Domnul este steagul meu? Observați, m-am gândit foarte mult la steag. Ce importanță are un steag pentru o națiune? Știți că steagul reprezintă identitatea unei națiuni. Nu există națiune pe glob care să se numească stat sau țară și să n-aibă un steag care să-l reprezinte. Prin urmare, steagul este reprezentativ. Dumnezeu, chiar El a hotărât ca fiecare națiune să aibă un steag reprezentativ și vei zice de unde știi? Din Biblie. Dacă citești Biblia, afli. Deschideți-vă, rog, sau postați-mi numeri capitolul 1 versetul 52 și veți vedea în numeri capitolul 1 versetul 52 Dumnezeu a hotărât pentru cele 12 seminții ale lui Israel ca fiecare seminție să aibă un steag reprezentativ. Copiii lui Israel să tăbărească fiecare în tabăra lui, adică în locul stabilit de Dumnezeu. Fiecare lângă steagul lui, după cetele lor. Iată că Dumnezeu a hotărât ca fiecare seminție din Israel să aibă un steag care să-i reprezinte. Și acest steag Simbolic, era de mare importanță pentru el. Dumnezeu nu numai pentru cele 12 seminții a hotărât ca să aibă un steag care să reprezinte fiecare seminție. ci chiar și pentru națiunile pământului, Dumnezeu a hotărât în suveranitatea sa acest steag reprezentativ. Vă rog să deschideți Isaia 5 cu 26. El ridică un steag popoarelor îndepărtate. Cine e el? Acolo El este cu E mare și întotdeauna când se vorbește despre El, și mai ales când se articulează, este cu litere mare, este vorba despre Dumnezeu. Dumnezeu ridică un steag popoarelor îndepărtate. Și ascultați! Și le fluieră de la un capăt al pământului, și iată-le, vin repede și ușor. Ce puternic e Dumnezeu! La un fluierat al lui Dumnezeu, se ridică o națiune, se ridică un popor, și zice Dumnezeu, poporul ăsta există. Și Dumnezeu îi stabilește un steag reprezentativ și spune, Ăsta e poporul român, Ăsta e poporul american, Ăsta e poporul chinez. Ce puternic e Dumnezeu? Dumnezeu are puterea ca să aducă o națiune la existență sau să șteargă o națiune de pe harta a lumii. Știți ce s-a întâmplat cu Amalec? Amalec n-a știut cu cine să pune. Dacă era. Înțeleg vorba, popo, vorba a românului, dacă ești înțelept, 5 minute poți să o duci bine o viață. Dacă Amalek era deștept împăratul, 5 minute să spună, îl las pe Israel să plece, ba ajut să plece spre Canaan, că oricum n-avea de gând să rămână în țara lui Amalek poporul Israel. Nu asta era destinația, trebuia doar să treacă. Dar și-au semnat pentru totdeauna verdictul amaleciții. Știți ce a zis Dumnezeu lui Moise? Nu te speria că nu te-au lăsat să treci am să șterg pe Amalec de pe fața pământului. Știți ce înseamnă asta? Să dispară națiunea asta, să nu mai există amaleciți. Dumnezeu n-a făcut-o imediat. Au trecut ani și ani pentru că Dumnezeu, când îți spune să te întorci, când îți spune să te pocăiești, nu îți dă cu băta imediat în cap. Dumnezeu îți dă timp să te pocăiești. Îți dă vreme să te întorci la Dumnezeu. Îți dă vreme să recunoști păcatul și să te pocăiești de păcatul pe care îl comiți. Dumnezeu a dat timp. Știți cui a venit nobila misiune ca să șteargă pe Amalek de pe fața pământului? Primul împărat al lui Israel. Este vorba de Saul, care a avut nobila misiune de a șterge pe Amalek de pe fața pământului, 1 Samuel 15, 10 la 35, este această istorie biblică despre care vă povestesc. Dumnezeu alege pe Saul să fie primul împărat al lui Israel, un bărbat înalt cu un cap mai înalt decât toți, chipeș, voinic, împăratul lui Israel. Așa și-au imaginat izraeliții să aibă un împărat. Unul solid, înalt, impunător, pentru că ochiul spune, na, ăsta potrivește ca împărat. Părerea lui Dumnezeu, știți, din contextul istoric a fost cu totul alta, însă i-a lăsat pe evrei, le-a dat evreilor ceea ce își doreau, pentru că fiecare popor, la un moment dat, are liderii care merită. Le-a dat exact cum și-au imaginat, cum și-au dorit. Și după ce a ajuns Saul împărat, Dumnezeu îi spune, am o răfuială cu Amalek. Îmi amintesc de momentul când nu l-a lăsat pe Israel să treacă prin țara lor. Acum tu ai nobila misiune, fiind în primul împărat, ca să împlinești ceea ce eu am spus cu sute de ani în urmă. Vei trece prin Amalek și ai să, să omori orice amalecit. Ba până acolo, nici măcar animalele lor nu-mi trebuie. Ucizi animale, tot ce există, să nu mai existe din amalec. Pentru că gura Domnului a vorbit. Știți cu toții istoria: Saul se duce la luptă, începe lupta și începe să cruțe pe Agab, împăratul, turme de oi care erau grase, frumoase, animale. La întâlnirea și la confruntarea lui Samuel cu Saul, Vă amintiți cât de dureros sfârșește această victorie în tragedie. Am păzit cuvântul Domnului, slăviți să fie Domnul, că mi-o dat biruință, da? Dar ce cu behăitul ăsta de oi? O, oh, păi să vezi, mi-a fost frică de popor. Am păstrat pe împărat, am păstrat câteva din turme, ca să aduc jerfă Domnului. Ascultă Saul, și ascultă poporul al Domnului. Dumnezeu prețuiește mai mult ascultarea decât orice jerfă. Mai mult decât banii, mai mult decât orice ți-ai da. Dumnezeu prețuiește ascultarea ta, a mea, a noastră față de El. Din cauza aceasta, că nu și-a îndeplinit nobila misiune, Saul a pierdut împărăția. Și-a pierdut sufletul, și-a pierdut viața pentru că n-am îndeplinit ceea ce a spus Dumnezeu. Până la urmă, profetul Samuel finalizează, știți că îl cheamă pe împărat și credea împăratul uh, amaleciților că acum gata, zice, o uh, trecut, ce era mai greu, acum o să scap cu viață. Samuel a dat ordin să fie executat și, bineînțeles, turmele toate, nici o jerfă pentru Domnul, pentru că trăia să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Uh, Steagul este reprezentativ pentru o națiune. Și știți, pentru cei care uh, ați făcut armata, cine face armata zice că e om. Am auzit pe altcineva că cine nu, nu o face e de două ori om. Nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Însă, vă amintiți că atunci când erați în armată, trebuia să se facă câteodată planton. Da? Trebuia să stăm. Care era prima misiune a soldatului? Să păzească steagul. Fiecare unitate militară avea un steag. Și steagul acela trebuia păzit foarte, foarte tare. Dacă cumva, știți ce se întâmpla într-o unitate militară dacă se fura steagul? Se desfința unitatea militară. Oricât de impunătoare erau clădirile, oricât de frumoase, oricât de bine organizată era compania, oricât de bine erau, știu, instruiți soldații, dacă se fura steagul peste noapte, dispărea acea unitate militară. Nu mai trebuia să existe în lupte, deseori în portrete, în scene uh, pictate în războaie, ați văzut soldați care umblau și uh, care mergeau cu steagul, steagul era reprezentativ. În momentul în care un soldat care purtea steagul, pentru că toată lumea țintea steagul, de fapt nu steagul, ci soldatul care purta steagul, soldatul care purta steagul în luptă era cel mai apărat. În cazul în care murea, trebuia alt soldat să ia steagul și să-l ducă mai departe. Stiagul pentru o națiune reprezenta și pentru o, o oaste care era în luptă, reprezenta curajul. În momentul când steagul se înălța, se puneau pe o redută pe care ei o cucereau sau se punea în loc unde atingeau scopul și doreau, era o bucurie în acea unitate militară, era o bucurie între acei soldați. Stiagul trebuie respectat. Observați chiar imnul național. Al Statelor Unite reprezintă și a fost inspirat din acest moment de război, când armata americană se părea că pierde, însă un soldat rănit a reușit să ridice steagul în sus. Și atunci, soldații americani au primit curajul și de aici s-a născut acel imn al Statelor Unite. Steagul trebuie respectat. Am văzut în Statele Unite ce n-am crezut că o să văd. Și este, este foarte sfidător lucrul acesta. Ați văzut oameni fără minte care au luat steagul Americii aici în America? Hai că am văzut în Orientul Mijlociu când jihadiștii au luat steagul Americii sau uh, islamicii, unii dintre ei, care aveau ură pe american și au dat foc steagului american. Dar nu s-a întâmplat pe teritoriul Statelor Unite. Dar să vezi pe teritoriul Statelor Unite că steagul Americii este luat, îi se dă foc în semn de ce? Trăiesc aici, în America, născuți poate aici, în America, crescuți aici, în America, și totuși să dea foc steagului american. Este o insultă adusă istoriei Americii, adusă națiunii Americii. Și pentru asta, bine face președintele Trump că ia decizii drastice, cine mai arde steagul american să aibă, nu știu, mi se pare 10 ani de pușcărie sau așa ceva și e normal să fie așa n-ai voie să-ți joc de steagul unei națiuni. De asemenea, observați că în, să zic așa, în tradiția națiunilor, chiar hai să vorbim de noi de români, există pe lângă steagul românesc care este acum, există diferite steaguri care reprezintă diferite sentimente ale oamenilor. Bunoară Ați observat că în România, de exemplu cei care vă mai amintiți, atunci când murea cineva, ce se punea la, la poartă? Un steag negru, nu? Ce simboliza steagul negru? Doliu. Doliu. Pentru o națiune nu există steag negru. Dar când steagul este coborât din vârful catargului, undeva pe la mijlocul catargului sau jos. Ce înseamnă asta? Doliu național. Doliu național, ați observat? Și cred că am observat cu toții când se întâmplă o chestie, când moare un președinte sau când moare cineva însemnat, steagul se coboară. Asta înseamnă doliu național. Există, sigur, steaguri care reprezintă bucuria, la Nunți, există steaguri care se purtau în România, tot felul de, de steaguri care reprezentau bucuria. Se spune că cel mai vechi steag național, cel mai vechi steag național al națiunilor din lume este steagul Danemarcei din secolul 13. Dacă poți să-l postez, te-am rugat, emisi l-am trimis, și dacă pot să-l postez acum, te rog, acesta este steagul Danemarcei, vedeți? Se spune că datează din secolul al XIII-lea, în 1219, danezii au trebuit să se lupte cu estonienii și în timp ce, înainte să înceapă lupta, Danezii spun că au primit acest steag, așa le-a căzut din cer. Observați, pe un fond roșu o cruce albă și spun că ar fi primit acest steag din cer, au luat steagul acesta și au pornit la luptă. Și i-au bătut pe estonieni și de atunci, pentru ei, steagul ăsta este nu numai reprezentativ, ci chiar sfânt pentru danezi. Dacă este adevărat sau nu, e problema lor. Însă, frați și surori, cu adevărat noi, ca poporul lui Dumnezeu, avem un steag sfânt. Vreau să vă spun că, într-adevăr, steagul nostru a coborât din cer. Într-o zi, pe dealul Golgotei, s-a înălțat cel mai falnic steag, sub stindardul căruia s-au adunat milioane și milioane. Și toți acei care s-au unit sub acest stindard au primit biruințe și biruințe. Unii au fost eliberați, alții au fost vindecați, alții au fost iertați, au fost mântuiți. Binecuvântat să fie Dumnezeu care este steagul nostru, acesta este Isus Hristos. Au fost poeți inspirați, cum este Nicolae Moldoveanu, și despre care am și cântat cântarea Dumnezeu este steagul meu. Ce frumos! Traian Dors. O, oh, scrie o poezie, apărați steagul. Și chiar aș vrea să vă citesc această poezie, mie mi-a plăcut această poezie foarte mult și vreau să vă citesc și dumneavoastră. O, oh, apărați steagul cu orice preț, că în el e și ținta credinței. Cât steagul se înalță și arde măreț, luptăm și răzbatem crezând biruinței. O, apărați steagul oricare, oricinei acel, cel ține și înalță în fruntea oștirii. Când steagă-i nădejde, luptând pentru el, păstrez cu toți frații tăria unirii. O, apărați steagul, cât steagul e sus. În el stă izbânda aprinsă și tare, cât steagul, când steagul se pierde, puterea s-a dus, ne pierdem cu toți și țara ne moare. O apărat steagul, netremnic acel ce în steagul își trădează, lovind purtătorul. Tu steagul să-ți aperi, să mori pentru el, păstrând unitatea, salvez viitorul. O apără steagul căci orice vrăjmaș în steag dă cu pietre și în cel care îl ține. De steag să te alături nici când să nu-l lași. Când steagul ți-l aperi, te aperi pe tine. Hristos ne esteagul. steagul. Biserica scut. Unirea, puterea și dragostea țel. Când aperi pe acestea, ce cerul avânt și o veșnică slavă. Te așteaptă în el. Amin. Frumoasă poezie, compusă de Traian Dors, frumoase cuvinte. În această dupămasă aș vrea să repet, când putem să spunem Domnul este steagul nostru? Când pot să spun în mod personal Domnul este steagul meu? Și aș vrea să desprind câteva idei din acest context pe care le-am citit și să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu când vom putea să spunem Domnul este steagul meu. Nu or pentru cine Domnul vrea să fie steag. Nu cine are biruință în lupte. Însă copiii lui Dumnezeu care procedează după această strategie pe care o voi elabora aici în fața dumneavoastră, vor putea în final să spună, în urma oricărei încercări, Domnul este steagul meu. În urma oricărei suferinți prin care au trecut, Domnul este steagul meu. În urma oricărei situații dificile prin care merg, Domnul este steagul meu. Haideți să ne uităm la cuvântul Domnului. În primul rând, țineți minte, vom putea spune Domnul este steagul meu când există o strategie de luptă sau o numesc viziune. Uitați-vă aici, atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek. Nu pe toți bărbații, nu. Nu cu tot poporul, nu cu toți soldații să mă duc, nu. Alege niște bărbați și ești la luptă împotriva lui Amalek. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Observați, aici e o strategie, e o viziune. Ca un popor al lui Dumnezeu, ca o familie, ca un om să obțină biruință și să spună Domnul este agul meu, în primul rând are nevoie de o viziune, de o strategie. Nu putem obține o biruință fără strategie, fără viziune. Te-ai întrebat vreodată care este viziunea mea cu privire la biserica unde mă duc? Care este viziunea bisericii unde mă duc? Care este strategia de luptă? Și dacă am descoperit viziunea, strategia, sunt gata să mă subordonez și eu, să fac parte din această strategie sau lovesc împotriva acestei strategii. Mă răzbun împotriva acestei strategii. Fac orice pot să boicotez această strategie ca lupta să fie cât mai crâncenă și biruința să nu fie asigurată pentru poporul lui Dumnezeu. Am auzit deseori spunându-se, m-aș duce la biserica cu tare, dar n-are nicio viziune. Serios? Există lideri religioși care în vremurile din urmă, spune Biblia, că vor veni cu tot felul de strategii. Nu este rău să o ai o strategie, însă strategia care o ai e biblică. Strategia care a ales-o Moise nu era a lui Moise, cu toate că Moise era liderul lui Israel. Strategia era a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Moise cum și ce să facă ca să aibă biruință împotriva lui Amalek. Nu s-a gândit niciodată Moise. Moise n-a fost un inventiv. N-a fost unul care să descopere el lumea. Ci Dumnezeu i-a spus mereu, faci așa și dacă faci așa, ți asigur biruința. Dacă nu faci așa, niciodată nu o să ai biruință. Există lideri astăzi care au o viziune asupra bisericii. Uneori viziunea este firească. Biserica să aibă bani, să aibă clădiri, să facă business, însă nu acesta este scopul bisericii. Alții au o viziune spirituală, dar folosind metode lumești. Astfel că în slujbele sfinte permit oricine să vină, nu contează caracterul, nu contează pocăința, nu contează relația cu Dumnezeu, nașterea din nou, tot ce contează este o calitate firească. E o strategie, dar nu dumnezească. De multe ori am auzit, nu avem viziune, frați și surori, biserica, să nu mai spuneți asta niciodată. Biserica are o viziune, o viziune pe care n-am stabilit-o eu. Și n-ai stabilit-o tu, că nu suntem noi în măsură să stabilim o viziune a Bisericii. Noi trebuie să urmărim ca viziunea Bisericii să se ducă în direcția pe care a stabilit-o el, Dumnezeu. Amin. Pentru că dacă eu nu urmăresc viziunea pe care a stabilit-o Dumnezeu, dacă nu merg după strategia pe care mi-a lăsat-o el în Cartea Sfântă, acea biserică este sortită eșecului, acea familie este sortită eșecului, nu există strategiile noastre, există doar strategia lui pe care trebuie să o urmărim mereu. Și dacă nu o urmărim, eșuăm. Care este strategia bisericii? Care este viziunea bisericii? Cine este în măsură să-mi spună mie dacă biserica asta are viziune sau nu? Cine este în măsură să mă întrebe și să spună care e viziunea bisericii? Ce a spus Domnul Iisus Hristos despre viziunea bisericii? A cui e biserica în primul rând? Biserica nu e a mea. Biserica nu e a ta. Biserica nu e a noastră. Biserica este a lui Iisus Hristos. Când a stat de vorbă cu Petru, i-a spus, eu voi zidi biserica cui? A mea, nu a ta. Biserica e a mea, Petre. Biserica nu e a ta. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica este invincibilă. Nu poate învinge nici măcar moartea, nici măcar o epidemie, nici măcar un sistem politic, nici măcar o lume întreagă. Nu poate birui. Pentru că biserica este a lui Hristos. Care este viziunea bisericii? Aș vrea să prezint trei lucruri pe care le-a subliniat Iisus privind viziunea bisericii. Și dacă o biserică nu își îndeplinește această viziune, atunci și-a pierdut scopul ca biserică. Chiar dacă ea prosperă numeric, chiar dacă prosperă material, chiar dacă prosperă financiar, dacă a pierdut această viziune a lui Dumnezeu, este falimentară din punct de vedere spiritual. Auziți viziunea lui Isus. În primul rând, misiunea bisericii este să predice Evanghelia. Marcu 16 cu 15. Duceți-vă în toată lumea și Predicați evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va fi? Deci prima misiune a bisericii este și scopul ei, viziunea ei pe care a avut-o Dumnezeu și asta vreau să o păstrăm, este să predicăm evanghelia, nu numai aici în biserică. Frați și surori, când ieșim în afară, când mergem la lucru, când intrăm în contact cu alții, mai predicăm evanghelia. Le mai spunem oamenilor de Dumnezeu. Ce facem noi? Dacă biserica își pierde această viziune, acest scop, biserica e club, nu-i mai biserică. Indiferent cât de mare ar fi, să fie cu mii de membri, să fie cu sute de membri, să fie cu zeci de membri, să fie cu câțiva membri. Dacă biserica nu urmărește această misiune, această viziune de a predica Evanghelia. Fie cu vorba și mai ales cu fapta. O a doua viziune despre care a spus Isus, Marcu 16 cu 16, să salveze păcătoși. Pe noi asta ne interesează, businessul bisericii, ăsta este, să salveze suflete. Avem bănci goale, nu vin nici cei care ar putea să vină, dar nu vin și avem bănci goale pentru că mai sunt încă oameni pierduți cărora nimeni nu le spune și nu le pasă că mor în păcat. Când biserica are această viziune, focusul să fie pe suflete și pe salvarea păcătoșilor. Această viziune dă biruință bisericii și în final biserica va spune, Domnul este agul meu. Și o altă viziune, țineți minte aceste trei componente ale viziunii cristice. Biserica Domnului trebuie să fie o biserică sfântă. Sfântă. Nu pot oameni păcătoși face lucruri sfinte. Pentru că Dumnezeu nu primește jertfa. E o scârbă înaintea lui Dumnezeu să vezi păcătoși care nu se pocăiesc de păcatele lor și vin să slujească cu nerușinare, cu tupeu. Vor să se împingă în slujbele sfinte, în comitet, să fie chiar ordinați, să fie chiar în slujbele de cântare. Oameni care n-au rușine, cum spune Biblia, sunt nerușinați. De Dumnezeu nu le este frică, de oameni nu le este rușine, însă Hristos să nu uităm, ne-a chemat ca biserica să fie sfântă. Efesen capitolul 5, versetul 27, ca să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu această biserică sfântă, fără zbârcitură, fără pată sau altceva de felul acesta, ci sfântă, curată, pură. Biserica de azi a pierdut această viziune și a încercat să înlocuiască această viziune cu viziuni firești. De aceea avem probleme azi în biserici, de aceea avem stări letargice, atmosfere moarte, plicticoase. Mă duc la altă biserică că acolo găsesc rană, fi serios. Rana tu trebuie să o iei, nu trebuie să-ți o dea altul, în primul rând din cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ăsta nu te satură, nu te poți sătura niciun predicator din lumea asta. Cuvântul ăsta trebuie să mă sature și să te sature în primul rând. Dansuri, jocuri, jocuri de lumini, cântece cu decibel ridicați, atmosferă trepidantă. Însă vorba unei bătrânele, care a fost luată de familie, hai bunică, hai la biserica noastră, hai la biserică. dar ce mă la biserică? Hai să vezi cum ne bucurăm de acolo, să vezi cum cântăm, să vezi cum sărim în sus, să vezi cum ne mișcă Duhul, nu știu care Duh, dar să vezi cum ne mișcă bunică. Și beata bătrână s-a dus împreună cu copiii la biserica respectivă. A văzut bătrâna speriată, muzică, zgomot, gălăgie, tot ce aplaudări, sărituri. La final, după ce s-au întors de la biserică, pe mașină, nu bunică, ți-o plăcut la biserică. N-a zis nimic bunica, așa, din bun simț, să nu-i nu, nu jignească. Bunica, ai văzut ce atmosferă, nu? Ca acolo unde te duci, dumneata, la biserica aia, lălâie, unde stau toți așa, proștiți, nu fac nimeni, nu face Ai văzut aici ce voiciune, ce săritori, bă, ai, ce bucurie. Știți ce a răspuns bătrâna? Nu mă interesează cât de, sus cât de sus sar ei. Mă interesează ce fac după ce ajung din nou pe pământ. Care e viața lor în afară? Asta mă interesează am pierdut viziunea, am înlocuit viziunea noi toți. Pentru că s-au făcut presiune asupra slujitorilor. Pune-l, frate, să cânte! n -auzi ce frumos cântă! Mă, dar nu pot! Că uite, uite, uite ce faci! Uite, Nu contează, frate, ne place cum cântă! Deci contează exact ce spune apostolul. Își vor da învățători după poftele adică vor schimba viziunea. Nu mai avem viziune! Pe păi ce viziune? Că asta e viziunea lui Hristos. Ce să facă biserica altceva? Să sărim? Să țopăim? Ce să facem? E adevărat că sunt bune, eu știu, strategiile uh, sunt multe de a găsi metode să-i salvezi pe păcătoși. Da, dar toate au un scop, salvarea păcătosului. E adevărat, predicarea Evangheliei prin televiziune, prin, prin toate mijloacele de socializare, este foarte bună, e viziune, că de-aia am pus aici să transmitem prin internet, să transmitem, cum putem, da, să se audă Evanghelia. E frumos, dar scopul e predicarea Evangheliei. Și zice Pavel, vai de mine dacă nu predic Evanghelia, adică dacă nu îndeplinesc viziunea care mi-a dat-o Dumnezeu îi vai de mine. Și biserica să fie sfântă. Avem multe divorțuri în biserică. Și interesant că cei care comit acest păcat își doresc să ajungă chiar în slujbe. Nu vreau să jignesc, dar asta e realitatea. Păi dacă Dumnezeu a spus Biserica mea vreau să fie o biserică sfântă. Sfințirea asta începe cu tine și cu mine. Și sfințirea, cum se spunea dimineață, nu e o teorie, nu e o definiție. No, ce, -i, ce e sfințirea? Păi sfințirea este să mă depărtez de păcat și să mă apropii de Dumnezeu. No, faină, păi, faină teoria asta. Dar practica ne omoară. Teoria ca teoria, vorba țăranului român. Dar sfințirea e o chestiune practică. Adică dacă Biblia îmi spune, băi, nu minți, păi nu mint. Dacă Biblia spune, nu furi, păi nu fur, măi. Dacă Biblia spune să nu curvești, păi nu curvești, să nu prea curvești, păi nu prea curvești. Asta înseamnă sfințire. Când noi ne schimbăm viziunea și când nu mai avem o strategie de luptă, am ne bate de nu știm noi pe unde să fugim. Și atunci ajungem în mâinile lui Amalec, un popor fără milă, căruia nu-i pasă nici de noi, nici de copiii noștri, nici de viitorul nostru. Pentru că noi am schimbat viziunea. 2. Putem să spunem Domnul este steagul nostru când respectăm autoritatea stabilită de Dumnezeu. Nu de oameni, de Dumnezeu. Auziți! Versetul 10. Iosua a făcut ce-i porunci, ce-i spusese Moise. Păi cum tu mă tineri, asculți de un bătrân? De unul care tremură? Lasă-l bă, că ăsta nu mai are viziune, ăsta nu mai știe ce e viață de ăsta ascult! tu? Și Iosua ar fi spus, de ăsta ascult. E liderul meu pe care l-a pus Dumnezeu. Și fiindcă l-a pus Dumnezeu, eu ascult ce îmi spune El. Pentru că împreună cu El am trecut prin mari lupte și am avut mari biruințe. Și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, iar Moise și Aron s-au suit pe vârful dealului. Frați și surori, în biserica lui Dumnezeu să știți că există ordine și disciplină. Noi, unii, au devenit rebeli. Și acest duh de rebeliune i-a animat și pe evrei de altă dată. Vă amintiți că în, 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 ordinea asta stabilită de Dumnezeu au fost oameni care s-au ridicat și care au vrut să distrugă ordinea stabilită de Dumnezeu? Vă amintiți nu de mult Când core, datam și abiram s-au ridicat să răstoarne ordinea stabilită de Dumnezeu, numărul 16. Vă rog să mă credeți că mi-este foarte greu să predic de aici, pentru că s-ar putea cineva să fie ispitit, să zică în mintea lui, pe da, sigur că își trage foc la oala lui. Credeți-mă că niciun moment nu mă gândesc să-mi trag foc la oala mea. Și mă gândesc să vă predic ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă și ceea ce cred că e corect, din punct de vedere biblic. Dumnezeu a așezat lumea pe structuri de autoritate. Uitați-vă, haideți să începem din familie. Trebuie să existe în familie autoritate. O autoritate nu stabilită de mine, nu stabilită de guvernul american, nu stabilită de nu știu cine, o autoritate stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu a spus așa, că bărbatul este capul familiei liderul familiei, conducătorul familiei, că el, bărbatul și el este sub autoritate, că nu face ce vrea, că este sub autoritatea lui Hristos, că bărbatul trebuie să facă ceea ce îi spune Hristos prin cuvânt sau ceea ce îi spune Hristos prin inima lui. Dar trebuie să-și conducă familia în acea direcție pe care o vrea Dumnezeu. Că Hristos este și El sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl. Și autoritatea finală fiind tatăl. Copiii sunt sub autoritatea părinților. Că părinții nu pot să facă, înțelegeți? Când într-o familie autoritatea asta stabilită de Dumnezeu e sfărâmată, e aruncată la coșul de gunoi, când credem în feminism, când credem în egalitate, când credem în perturi, că copiii pot să vorbească cu părinții la pertur, când nu-i mai respectă pe părinți, am pierdut sau am distrus. Autoritatea stabilită de Dumnezeu. Și atunci ne întrebăm, de ce avem nebuni în societate? De aia. De aia, nu societatea îi face, devin. Pentru că îi lasă. Biblia spune să-ți respecti părinții. Vorbim doar de familie. Dar să revenim la Biserică. Biblia spune și Apostolul Pavel a spus că de multe ori s-a dus în biserică și zice, m-am dus să pun rânduială, să fac rânduială. Păi de ce să faci rânduială? Păi era haos. Fiecare făcea ce vroia. În biserică nu face cine, fiecare ce vrea. Nici păstorul, nici comitetul, nici membru. Fiecare face ce trebuie să facă. Trebuie să se integreze în acea viziune pe care a stabilit-o Dumnezeu și să respecte acea autoritate pusă de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori și învățători și așa mai departe, pentru un scop, zidirea trupului lui Hristos. Păi zidirea asta nu se face ușor. Uneori în zidire s-aud plovituri de ciocan, se cioplește pentru ca să potrivească fiecare cărămidă în acel zid. Nu-i numai lucruri nice și frumoase. Nu! În Biserica Domnului trebuie să existe armonie, dar armonia asta se face prin muncă. Această autoritate stabilită de Dumnezeu, dacă nu este respectată, acea biserică Va fi sortită eșecului. Și asta este trist. Pentru că odată cu eșecul acelei biserici este și eșecul meu și eșecul tău. De fapt, noi suntem biserica. Subminarea autorității va face ravagii în familie, în societate și mai ales în biserică. Trei. Putem să spunem Domnul este steagul nostru? Când poporul Domnului este unit în scop. Ați auzit? Suntem o unitate în diversitate. Și adevărat. Că doi frați de corp nu seamănă la fel, chiar dacă sunt geme. Cel puțin în aptitudini. Dar într-o biserică unde sunt zeci sau sute de membri, E adevărat că există diversitate, dar frați și surori, diversitatea asta trebuie adusă la o armonie și pusă sub un scop. Noi nu putem să avem fiecare scopul nostru, pentru că atunci se numește un scop personal. Noi trebuie să avem un scop bisericesc, adică un scop unanim. Nu la întâmplare în faptele apostolilor se spune și nu-i pleonați când se folosește, erau toți adunați împreună în același loc. Toți împreună. În același loc. Care era scopul lor? Păi scopul lor era să vină Duhul Sfânt, că Domnul Iisus le-a promis o putere care va veni din înălțime și îi va umple. Ăsta era scopul. Și chiar dacă erau acolo din diferite zone, din diferite culturi, din diferite vârste, nu conta asta, toți aveau același scop. Biserica Domnului trebuie să aibă același scop, dar într-un comitet. Când scopurile nu sunt una, când nu e un scop, ci sunt scopuri. Într-o biserică când sunt scopuri și nu scop, niciodată să nu vă așteptați la biruință. Pentru că nu va fi. Auziți ce spune Domnul Isus în Matei 12 cu 25? O cetate sau o împărăție, Dezbinată împotriva ei, spune stare. Nu poate dăinui. Adică, acolo unde nu există unitate, Biserica este comparată cu o turmă. De ce e comparată cu o turmă de oi? Pentru că oile stau în turmă, stau unite. Ați văzut la căldură, oile se, se, se apropie una de alta, la căldură și la frig. Animalele acestea despre care ne vorbește Domnul Isus și compară Biserica cu o turmă ca să scoată în relief unitatea. Dar dacă într-o grupă de șapte oameni, trei înși trag într-o parte și patru în altă parte, poate să vină o sută de proroci să prorocească că va merge lucrarea, că nu va merge. Până când nu își armonizează toți scopurile la un singur scop. Care era scopul lui Israel de data asta? Păi să-i bată pe amaleciți, nu? Ăsta era scopul fiecăruia să-l biruim pe Amalek, pentru că dacă nu-l biruim pe Amalek, suntem distruși ca națiune. Era un scop unanim. Aron și Hur, cei care s-au dus cu Moise, au avut același scop ca și Moise. Și Moise, Aron și Hur au avut același scop ca și Iosua. Și Iosua, Aron, Hur și Moise au avut același scop împreună cu poporul. Deși era așa acolo o unitate în diversitate. Dar și-au armonizat scopurile. 4. Vom putea spune, Domnul este steagul meu, când poporul își iubește liderii și liderii iubesc poporul. Această iubire trebuie să fie reciprocă. Nu poți sluji un popor pe care nu-l iubești, nu poți sluji un popor care nu te iubește. Iubirea derivă din fapte, nu din vorbe, din respect. Cum vorbea Iosua cu Moise? Ați citit vreodată în Biblie. Știți cum i se adresa Iosua lui Moise? Niciodată nu i-a zis, mă Moise! Domnule Moise! Știi, când Biblia vorbește despre treaba asta, vrea să scoată în relief respectul, iubirea. O fi Moise bătrân, o fi Moise tremurând, o fi Moise gângav și n-are o vorbire cursivă, însă e liderul nostru și îl iubim. S-au ridicat core Datam și Abiram împotriva acestei iubiri și au încercat să influențeze, însă Dumnezeu le-a stat împotrivă și au murit ca nimeni alții înghițiți de pământ. În Biserica Domnului trebuie să se practice iubirea, nu doar să se vorbească despre iubire. Spunea unul din teologi că de 2000 de ani predicăm să ne iubim unii pe alții și de 2000 de ani ne urâm unii pe alții. N-aș vrea să aibă dreptate. Nu poți sluji un popor care simți că nu te iubește și nu poți avea un lider pe care nu-l iubești. Nu poți. Ascultați ce spune în Evrei, capitolul 13 versetul 17. Ai putea, te rog, Emi, să mi-l postez, ca să-l vadă toți. Evrei 13 cu 17. nu, nu l-am scris eu, nu l-a scris Assembly of God, nu l-a scris Church God, nu l-a scris nici măcar Uniunea Bisericilor Pentecostale Române, nu l-a scris vreun păstor ca să își atra Ascultați! Ascultați de mai marii voștri. Care sunt mai marii voștri? Slujitorii. Și fiți supuși. Ce înseamnă asta? Iubire că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Popor al Domnului, indiferent care sunt liderii, trebuie iubiți. Dacă nu te rogi pentru păstorii tăi sau păstorul tău, dacă nu pui un cuvânt înaintea lui Dumnezeu pentru el, ce iubire poți avea? Dacă liderul acela, păstorul sau păstorii, slujitorii aceia, nu se roagă în rugăciunile lor odată pentru biserică să zică ai milă de biserica ta, ai milă de membrii ei, ce slujitori sunt? Câți mai sunt slujitorii din ziua de azi care ar putea să iasă ca Pavel în față și să spună călcați pe urmele mele pentru cât și eu cal pe urmele lui Hristos. A dispărut iubirea dintre noi, a dispărut chiar și simpatia. Aș vrea Dumnezeu să ne întoarcă pentru ca să putem spune din nou, Dumnezeu este agul meu. Sunt bolnavi care așteaptă să spună Dumnezeu este agul meu. Sunt robiți care așteaptă eliberarea și abia așteaptă să spună Dumnezeu este agul meu. Dar din pricina faptului că ne urâm, Dumnezeu este împiedicat să lucreze și astfel steagul de biruință nu se mai vede fâlfâind. Aș vrea Dumnezeu să ne cerceteze în această seară. Ultimul lucru care vreau să-l subliniez, vom putea spune Dumnezeu este steagul meu când fiecare din popor luptă pentru biruință. Fiecare din popor. Dumnezeu i-a zis lui Moise, Iosua, du-te în popor și ia niște bărbați. Nu-i lua pe toți. Ia doar câțiva, dar eu vreau să vă întreb. Cei care au rămas acasă și nu au mers la luptă, credeți că erau în același sentiment cu cei care au mers la luptă? Care era dorința? Piruința În Biserica Domnului fiecare trebuie să lupte. Am greșit foarte mult, făcând poate și scena asta. Pentru că scenele astea din biserică au împărțit biserica în două. Acolo sunt laici și aici este clerul. Clerul care trebuie să slujească. Ei să cânte, ei să predice, ei să facă tot. Noi stăm spectatori și ascultăm și dăm note. Ei să predice Evanghelia, noi îi plătim pe ei să-și facă geabul, treaba lor. Dacă nouă nu ne convine, la adunare generală o să le spunem. Și astfel, o parte luptă și o parte stă și se uită cum alții luptă. Și credem că nu e ușor să fii în luptă. În Biserica Domnului nu există șomeri. Nu există persoană care să naibă să facă ceva. În biserica Domnului fiecare poate să facă ceva dacă vrea. Tu ai devenit șomer și și ca și-ai vrut tu. Nu că a vrut biserica. Că n-ai venit poate niciodată la unul din slujitori să zici frate, uite ce mi-a pus Domnul pe inimă. Mi-a pus Domnul pe inimă să fac asta. Și dacă slujitorul ăla ar fi oprit să facă asta, atunci ar fi o problemă. Dar dacă Dumnezeu ți-a pus pe inimă să faci ceva și vii și spui slujitorului vreau să fac asta. Eu cred că acest slujitor se bucură. Știi ce greu e să împingi oameni de la spate? Hai mă fă! Hai mă cântă! Hai mă, hai mă predică! Hai mă fă! Știi, deci o să obosi de treaba asta. Vă rog să mă credeți! Pentru că am pierdut pasiunea aia. Altădată trebuia să-i oprești pe oameni, să spun, stați, asta, asta sta, sta, stați! Acum trebuie să. Nu mai știi cum să-i la tineret și peste tot. Nu e vorba doar de noi, dar și de noi. E vorba de o stare generală, care este în poporul lui Dumnezeu. mi amintesc ani în urmă, n-am să vă spun numele păstorului, eram student atunci la institut, seminarist, ne-a invitat păstorul respectiv, care a fost cândva și mare om în cultul pentecostal la el acasă, acum eram în pensie a fost și președinte, mai mai că vă spun și numele. Ne-a invitat la el acasă, ne-a pus la o masă și a zis, băieți, vreau să vă dau un sfat. Atunci, pe moment, noi n-am realizat valoarea timpului și a sfatului care ni l-a dat. Însă, cu trecerea anilor, îmi dau seama tot mai mult ce mare dreptate a avut. Vreau să vă spun, zice, una din nici nu știu cum să le numesc șocurile vieții mele, care le-am trăit în pastorație. Într-o noapte zice, am avut un vis. În visul care l-am avut, se făcea că am ajuns în cer, că umblam pe străzile alea de aur, vedeam case care mai de care din aur mai frumoase și mai strălucitoare. Îngerul care mă ducea pe străzile alea mi-a spus, te duc până la casa ta. Să vezi ce casă ți-ai făcut aici. Eu, uitându-mă pe străzile alea de aur, văzând casele alea impunătoare, am zis, negreșit, una din casele astea trebuie să fie. Asta, vă spun în paranteză pentru cei care spuneți: Eu n-am de făcut nimic în biserică. Pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Eu n-am nicio atribuțiune. Să se mulțumească că mă duc acolo prezent. A, mulțumim și că e prezent. Slavă Domnului. Dar, zice el. Tot m-am dus pe acolo, am făcut curbe pe străzile alea, ne-am dus într-o parte, în alta, am intrat de pe o stradă pe alta și până la urmă, undeva într-un capăt de stradă, așa, într-un cul de sac, mi zice, mi-a arătat acolo o căsuță mai mică, micuță față de celelalte mari și nu așa impunătoare. Și îngerul le-a zis, aceea este casa ta. S-a văzut pe fața mea că dintr-o dată mi-a căzut fața și eram supărat și îngerul m-a văzut. Nu-ți place, așa e, de ce casă ai în cer? Păi? păi zice, când mă uit la casele astea și mă uit la asta, cât am slujit eu, Doamne, cât am plâns eu, Doamne, cât de greu am dus eu, Doamne, și casa asta. Am ajuns în dreptul casei mele, zicea el, și m-am uitat la casa vecină, o casă impunătoare, frumoasă, dacă nu te superi. Poți să-mi spui mie, casa asta? Vecină? A cui? Și îngerul le-a spus: Al sorei X. Sora X, i-a spus numele, era chiar membru în biserica lui. Doamne, dați nu nu mai înțeleg nimic. Sora asta? Niciodată n-a cântat o cântare în biserică. Niciodată. Niciodată n-a recitat o poezie. Niciodată n-a cântat în cor. Niciodată n-a fost măcar femeie de serviciu să, să curețe sanctuarul. Niciodată. -a, nic, nici, nu a ieșit în evidență. Abia, abia că o recunosc. știu că stătea pe acolo, prin spate, pe undeva și nu făcea mai nimic. Ce-a făcut ea care are dita mai viloca asta, casa asta, în raport cu, cu ce am făcut eu? Și îngerul i-a răspuns atât. Femeia asta, de câte ori te duceai tu la Anvon, de câte ori se ruga, întotdeauna se ruga pentru tine. Se ruga ca Dumnezeu să-ți dea putere, să-ți dea viziune, să te protejeze de căderi spirituale, să te ajute. Foarte rar se ruga pentru ea. Și numai atât au făcut să ruga pe. Da, numai atât a făcut. Și apoi zicea el, fratele, m-am trezit din vis și mi-am dat seama că nu cât ești de populist contează. Că nu cât ești în față, în fața poporului contează. Ci ceea ce faci din inimă înaintea lui Dumnezeu. Asta contează. Fiecare în luptă este chemat să lupte. Frați și surori, aș vrea să vă, trezim, să vă treziți și să ne trezim. Suntem într-o luptă împotriva lui Satan, împotriva firii pământești. Fiecare avem de luptat, pentru că cu fiecare se luptă. Dacă ai pus armele jos și zici, eu nu mai lupt, deja ești un înfrânt. Te chem în această seară să pui mâna pe armă, să te ridici din nou la luptă. Fă ceva pentru lucrarea asta lui Dumnezeu. Fă ceva pentru biserica asta. Fă ceva ca să meargă bine. Ea nu merge bine numai din cauza păstorului sau prost, sau a comitetului, ci merge bine sau prost și din cauza ta. Dacă tu ți-ai schimba starea, dacă ți-ai schimba atitudinea, dacă ai fi altfel, să vezi cum s-ar schimba biserica. Pentru că biserica este comunitatea de umană vie în Isus Hristos. Și această comunitate umană vie ești tu și eu. Suntem noi. Cu un astfel de popor, cu un astfel de popor care are o strategie biblică, care respectă autoritatea stabilită de Dumnezeu, care este unit pentru un scop comun, care își iubește liderii și se roagă pentru ei și liderii iubesc poporul și se roagă pentru ei, cu un astfel de popor care fiecare înțelege că e chemat la luptă și el trebuie să lupte, nu lupta altul în locul lui, poate să spună fâlfâind steagul, Dumnezeu e steagul meu, Dumnezeu e steagul nostru. Altfel, steagul Domnului rămâne jos, poporul nu primește biruință, mergem dintr-un eșec în alt eșec și ne întrebăm ce se întâmplă, Doamne? De ce? Aș vrea să ne trezească Dumnezeu. Vreți să facem o rugăciune? O rugăciune în care fiecare să cerem Domnului putere să ne ridicăm din locul unde stăm, spiritual vorbind. să cerem Domnului lumină și să-L întrebăm pe Domnul pentru ca să-L birui pe Amalek, Doamne, Tu ce vrei să fac? Vrei să țin mâinile lui Moise? Să fiu un aron sau un hur? Vrei doar să duc acea piatră, nu să dau în el, ci să o pun sub el ca să-l susțină mâinile, ca să avem biruință. Îmi doresc biruință pentru biserică, biruință pentru familia mea. Îmi doresc mântuirea sufletului a mea, a casei mele, a bisericii unde mă duc. Îmi doresc mântuirea orașului unde locuiesc. A celor nemântuiți care nu te cunosc, Doamne, îmi doresc mântuirea lor. Doamne, te rog, ajută-mă și schimbăm gândirea. Gândirea firească, Strategia lumească nu ajută biserica, răcește biserica, distanțează biserica. Să nu mai întrebați niciodată care e viziunea acestei biserici. Vreau să vă spun încă o dată, misiunea acestei biserici și viziunea ei să predice Evanghelia, să caute suflete pierdute și să se mântuiască și să fie o biserică sfântă care l-așteaptă pe Domnul. Asta e viziunea cristică, asta e viziunea care trebuie să o păstrăm și să nu o schimbăm. Restul sunt surogate, care nu ajută poporului Dumnezeu. Dragul meu, te chem în această seară să-ți deschizi inima larg spre Domnul care e aici prezent. Poate ești acasă și n-ai vrut să vii în seara asta. Dumnezeu să te cerceteze și să nu mai poți să stai acasă, ci să dorești întâlnirea cu frații și cu Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă un scop comun. Și scopul acesta cristic, să ne-l achităm cu mare responsabilitate. Pentru că vine o zi a răsplătirii. Fie bine! Fie rău, spune scriptura, Dumnezeu va răsplăti.